Claudiu, îți mulțumim pentru informații. Polițistul suspect de pedofilie a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată în această după-amiază de magistrații de la judecătoria sectorului 6, cu doar 15 minute înainte ca mandatul de reținere emis de procuror să expire. Eugen Stan, polițistul de la Brigada Rutieră, și-a recunoscut faptele, însă este suspectat și în alte 15 cazuri de agresiune sexuală în care autorul este necunoscut și în care se fac încă verificări. Testele ADN efectuate de polițiști arată că bărbatul este autorul altor două agresiuni, ale căror victime sunt minori. Polițistul Eugen Stan a fost adus cu duba din sediul arestului central la judecătoria sectorului 6, unde procurorii au cerut arestarea preventivă. Suspectul de pedofilie a fost reținut ieri chiar în momentul în care a ajuns la serviciu. Nu a opus rezistență, iar anchetatorii l-au dus la domiciliu, unde timp de o oră au făcut percheziții. În locuința sa au fost găsite hainele pe care le-a purtat în dimineața în care i-a agresat sexual pe cei doi minori în liftul unui bloc din cartierul Drumul Taberei. Procurorii au ridicat și calculatorul pe care acesta îl deținea pentru a face percheziții informatice, având suspiciunea că bărbatul ar fi deținut materiale pornografice cu minori. Agentul de la Brigada Rutieră și-a petrecut noaptea trecută în arestul Poliției Capitalei, acolo unde a fost audiat și a recunoscut trei fapte. Pe lângă agresiunea comisă vineri, polițistul a declarat că a violat o minoră în anul 2012, în timp ce în 2009 a săvârșit infracțiunea de perversiune sexuală cu o minoră. Polițiștii îl suspectează însă în alte 15 cazuri rămase cu autor necunoscut și în care se fac încă verificări. La poliție au fost audiați ieri părinții celor doi copii agresați în lift, care se gândesc să se constituie parte civilă în proces pentru a cere despăgubiri. Ședința de judecată în care procurorii au cerut arestul preventiv s-a ținut cu ușile închise, iar avocatul suspectului nu a mai rămas după termen la declarații. Magistrații de la judecătoria sectorului 6 au decis că polițistul va sta următoarele 30 de zile în arest preventiv. Decizia lor nu este definitivă și rămâne de văzut dacă agentul Eugen Stan va îndrăzni să o conteste la Tribunalul București. La Brigada Rutieră a fost deschisă o anchetă internă, iar la secția 22 Poliție se face anchetă administrativă. La Brigada de Poliție Rutieră este o mare problemă acolo. Șeful de serviciu, în opinia mea, are o problemă și sigur că acolo este un focar care trebuie analizat, dar trebuie analizat, cum să vă spun eu, cu calm, cu probe și nu cu intervenții emoționale și politice. Suspectul de pedofilie ar fi chiar șoferul șefului de serviciu de la rutieră și ar fi făcut și muncă de teren. Anchetatorii au decis că acesta trebuie testat psihologic. La serviciu a primit doar calificative de bine și foarte bine. Cu toate acestea, faptele sale denotă posibile tulburări psihice.